Eu nu scriu versuri, eu așa vorbesc. Rămâne poezia nerostită, o altă stare a existenței mele, de alte stări minore, vămuite. Elucidez dovada unei lumi, când o surprind în conștiința clară, iar nervii mici, un fel de rădăcini, turând prejurul trupului afară. Vreau din lumini să recoltez lumini, toate se risipe în oameni și în lucruri, frate de cruce cu mărăcini, pieptul în văzduhul nepădit de fluturi. Stele sub care ochii am deschis, rează-mi să-i fiu și raspinării dreaptă, în perspectiva ciuată în iarbă, să-mi pască pieptul oaia înțeleaptă. Oricum, socot că timpul important, atât cât nu depinde de cuvinte, iar poezia, caz mai delicat, se naște cu picioarele înainte. Am ținut să prefațez această seară de poezii cu un poem antologic, al unui poet antologic, dintr-un volum antologic, de Eugen Cioplea. În seara asta vor citi trei poeți născuți, nu făcuți, toți antologici, de vreme ce au apărut în aceeași serie, Radu într-o serie mai de, cum să zic, mai lasă, mai de colecție, da. Toate trei cărți au fost lansate la vremea respectivă, două aici la librăria din centru, o carte la București. Deci astăzi discursul critic se va consuma la centrum după ce va da loc această seară de poezie. Îi vor ruga rând pe rând pe poeți să citească în jur de 10-12 minute fiecare. Voi spune despre fiecare un cuvânt de început. Îi voi lua în ordine cronologică, deci după debut, în 1996. Debuta la cartier Iulian Fruntașu cu Beata Marsupiu. A prins de la bun început o cadență așa decenală, cum să zic, pentru că a scos o carte la un deceniu, deci a scos după aceea Bosnia Blues. Și în 2016, deci, a scos această antologie pe care o găsiți la masa care se vămuiește poezia. Să fi fost tot o mare păcăleală. Sunt și niște inedite, practic un volum întreg de inedite cu care debutează antologia. Iulian Fruntașu debutează în această seară ca poet antologic. Iulian, te rog. Bună seara tuturor. Eu înțeleg că trebuie să citesc în fața dumneavoastră câteva poeme. Voi citi din fiecare ciclu câte două poeme pe care le-am selectat eu. După cum a remarcat și Emil, prima carte a apărut în 96 la cartier. Poian. Corpul ei de mercur îl cuprindeam, se lepea de mine cu toată pielea pe care o aveam. Era o reflectare invers proporțională a corpului meu. Dumnezeu, mă gândeam, ea mă așteaptă atât de mult, încât zilele pe care le-am pierdut, respingându-l, sunt ca pe cătură ce curg din răbenezul defectat, în stare să mă scoată din minți. Corpul ei, fără oase, flexibil, moale, tremurător, mă caută prin noapte și se ghemuia lângă mine, așteptând să-l mângâi și să-l iubesc așa. Nu a făcut-o nimeni până atunci, corpul ei, slănând de parcă adunase în sine dorul călugăriților din toate timpurile și din toate chiliile întunecate și reci, corpul ei, sensibil, ca un corp, ca un nerv dezgolit, speriat, de însăși existența lumii înconjurătoare, căutându-mă să intre în mine, să-l acopăr, să-l țin lipit de mine, corpul ei care mă privește și acum care strigă la mine și mă urăște, că nu încerc să-l rețin, că îi permit să plece, incredibil corp de... Poem. Celor care au căzut pe gânduri și nu s-au mai sculat. Amin. E o dedicație. Nu alerga după mine, soră bună, în rochile de mireasă. Nu mă suge ca pe o scoică vie printre buzele tale ce se aseamnă cu o coadă de cangur. Nu trebuie să-mi spui mititelul minți. Servitoarea mi-a șoptit aseară, am 1,80 m. Nu mă trage din locul acesta, soră bună cu pantofi, scălciați și pielea zbărcită a picioarelor. Este locul unde soarele încălzește mai bine și gândurile vin din toate în gherile întunecată să se dezmorțească puțin.
Nu striga la mine, soră bună, când îți arăt această caravană, când îți povestesc istoria groazei care înflorește în ochi. Ai putea să-mi sperii cămilele ce duc balotele întregi, cu bucăți din lună, sticlă pisată, funii și clopoței. Nu alerga după mine, soră bună, în rochii de mireasă. Nu mă trage din locul acesta, soră bună cu pantofi. Nu striga la mine, soră bună, când îți arăt caravanele, căci noaptea aceasta n-ai să mă dezbraci de pantaloni ca să fac pipi în tine. Din Saint Bosnia Blues. Un poem care e puțin mai complicat, probabil, de citit și e grafic, la fel, e puțin mai diferit. Dar voi încerca, nu l-am citit niciodată de altfel. Se numește Poemul brațelor care pot cuprinde atâtea arme și atâtea femei. Asta e titlul. Și care e compus din poemul este compus din trei părți, cum ar fi, vizual. Deci, Eiha, vesel gangrenin, patul armei care dă în perete să cadă femeia, să crape în două canguri hipnotici, din sticlă și vene să alerge, supliuape care se închid ca niște capace de sicrie, atunci se deschizi ușa cu o mișcare bruscă și să vezi că afară deja s-a crăpat de zi. Asta cum arată poemul, deci e partea care am citit-o aici. Și în continuare, dragostea mea, este dor de vocea ta și vreau foarte mult să aflu ce faci. Dar pe de altă parte, cred că este bine că nu am discutat. Timirea aceasta, nu? Eu mă simțeam tot mai puțin confortabil când am vorbit ultimele ori și asta pentru că tu nu știi ce se întâmplă cu mine. Ești ultima persoană pe care aș minți-o vreodată prin a nu-i spune toată povestea și simt că trebuie să o fac. Nu sunt singură, poate că mai dorim mai degrabă să nu auzi asta, nu știu. E atât de dificil, mai degrabă aș discuta cu tine decât să-ți scriu, mă simt oarbă din această cauză a unei comunicări într-o singură direcție. Profunzimea și intensitatea a ceea ce a fost între noi a fost edificată pe sinceritate și cel puțin atât lucru aș dori să păstrez. Cred că deja îți dai seama ce vreau să-ți scriu. Da, am întâlnit pe cineva aici și pare că e ceva serios. N-am așteptat-o și n-am căutat-o. Mă simțeam foarte rău de atunci când am reușit să plec, știi, datorită unchiului nenart. E probabil un paradox, dar imaginile orașului asidiat sunt mai aproape decât Alabama, unde se pare că am șanse mari să mă stabilesc. Eram alături de tine, dar mi-era frică și nu mai puteam suporta lipsa de sens în toată ce se întâmplă cu noi, cu oamenii a căror naționalitate nici nu m-a interesat înainte. Iar aici, în urma contrastului zbitor, mi-am dat seama că te pierd nu doar pe tine, ci și propria mea identitate umană. Nu aveam cu cine împărtăși această anxietate și agonie. Convorbirile cu tine sunt atât de rare, îi recunosc ce drept e din orașul nostru, dar se pare că nici ei nu-și pot reveni. În asemenea stare de spirit l-am întâlnit pe Darko și trebuie să spun că sunt recunoscătoare soție pentru aceasta. Niciodată nimeni nu m-a susținut atât de mult ca el. Nu pot și nici nu vreau să-mi imaginez cum ar fi fost fără el. Nu știu ce să-ți mai spun. Nu pentru că nu aș vrea să nu-ți mai scriu. Pur și simplu nu știu ce ai vrea să auzi, dacă în general mai vrei. Noi devenim tot mai apropiați, el are nevoie de mine și eu de el. Nu este tot de tine și atunci imaginele Sarajevo apar, sentimentul insuportabil apropiere între noi cu platul cel al morții, care ne aștepta la fiecare colț de stradă. Atunci mă simt oribil. Sunt extrem de confuz în raport cu sentimentele mele și nu știu ce ar trebui să fac. Simt că am nevoie de ajutor. Se pare că a scăpat de viață nu înseamnă a-ți salva sufletul. Banal, recunosc. Dar totuși nimeni în jur. Iartă-mă. Mă simt golită, îmi pare foarte rău să te rănesc. Te sărut. De zi s-a crăpat deja afară, să vezi cu o mișcare bruscă, să deschizi ușa, atunci ca niște capace de sicrii, pleoapele se deschid, sub care să alerge canguri hipnotici din sticlă și vene, în două să crape femeia să cadă patul armii, care dă în perete vesel gangreniu, hai ei. Și din ultimul ciclu. Imediat.
recit eu chiar un poem care cumva... El de fapt a fost scris mai de mult, dar l-am inclus în acest ciclu. Este citat mai des și cumva se face referință la el într-un anumit mod. E și o notă aici, pentru cei care nu cunosc istoria poemului. Am ajuns să vorbesc despre istoria poemului, dar a apărut în Vatra în 1997 și a suscitat așa niște reacții mai ostile, în special la Chișinău, pe pagina săptămânală Literatura și Arta. Atunci au fost Dumitru Matoschi, Vieru și ceilalți care cumva m-au pus în evidență, ca să nu folosesc alte cuvinte. Eu, scriind țara mea, nu am încercat absolut necesar să șochez pe scriitorii care, mă rog, nici nu sunt acum și nici nu vreau să-i critic cumva, dar a fost o referință mai ironică la poemul lui Petru Zadnipru, nu știu dacă dumneavoastră cunoașteți Vatra Doiner Străbună, cei care au învățat pe timp sovietic și aduc aminte, eu presupun. Bine, deci e țara mea. Te văd mai bine de departe, cură vătrână și proastă, și un cap bolovănos, picioarele înmuiate, stai la răscruce, așteptând în van să vină cineva să te fută. Sfinților tăi le mai curge saliva, atunci când îți aduce aminte de ei, îi tragi de placenta mama ligoasă și zâmbești când aceștia îți răspund. Ioho-ho, țuică de varză și țuică de morcov. Umilă această poveste a speranței, când pe drumurile înfundate doar ploaia și vântul ridică frunze uscate și fusta într-un gest inutil la răscruce să vină cineva să te... Asta e. Și ultimul poem... Da, ultimul poem din acest ciclu. Bine, ca la precedentul, din punct de vedere al, mă rog, temporal sau... Eu pur și simplu n-am apărut în nicio carte și de-aia l-am inclus și aici. Să fi fost totul o mare păcăleală, putere de uteră, de mamă și tată, de doamnă și ziua în care m-am născut. Tu, moarte, iamă, unde am fost și n-am fost, unde e rece și un mare, mare nimic îmi vorbește, îmi pune mâna pe creștet. Să fi fost totul o mare păcăleală, totul ce a fost o viață. Mulțumesc! Mulțumesc, Iulian Fruntașu. Înainte de a o invita pe Maria Șleachtischi, trebuie să spun câteva cuvinte, deși de regulă comentez doar în cazul lansărilor, dar nu pot să nu deschid o paranteză istorică. Vedeți cum se răzbună poezia pe societate. La un moment dat, țin minte acel linșaj mediatic la care a fost supus Iulian Fruntașu după publicarea poemului Țara mea, ca până la urmă să ajungă să reprezinte țara și nu într-o țară oarecare, ci în Regatul Unit. Deci este, cred că, un foarte bun poem de CV pentru a ajunge ambasador, și o spun acum fără nicio fel de ironie. Eu cred că uneori se întâmplă niște răsturnări de astea foarte spectaculoase. Am venit cu Radu Vancu de la București în noaptea aceasta, de la un alt festival, și povesteam cum anumite coincidențe de astea incredibile fac ca, nu știu, lucrurile se capete o cu totul altă dimensiune. Acum mergem mai departe cu maratonul nostru poetic, un fel de maraton așa mai prescurtat, pentru că vor citi doar 3 autori. Chit că l-avem și pe al 4-lea în librărie și voi deschide o mică paranteză pe ceva mai încolo. Maria Șleachtischi debuta la Cartier în 1998 cu o săptămână de poeme nescrise. S-a ținut atât de scris cât și de nescris, pentru că a avut o cadență de asta foarte... lentă, nu s-a precipitat, nu a publicat câte 17 volume pe an, cum fac unii colegi de-ai noștri. Cine? Unii colegi de-ai noștri. Nu sunt suficienți colegi talentați, unii chiar, mă rog, laureați și alții. Prodigiori sau grafomani? Nu dau eu nota grafomanii.
Maria a revenit cu o carte foarte delicată care se numea Oleandru mă strigă roz, pentru ca după alte două cărți, deci o antologie scoasă la Tipo Moldova și o carte nouă scoasă la Vina, se vine cu această antologie Fragile, scoasă în 2015, Maria, dacă așa nu mă așa, da? 16 totuși, da. Din care te rog să citești. Da, te rog, Maria. Mi-am pus niște fișe aici. Nu vă speriați, nu o să le citesc pe toate. Zic că am pus niște fișe aici, nu vă speriați, nu am să citesc toate aceste texte. Le aleg. Întâmplarea face că mi-am selectat și eu texte din cele câteva cărți pe care au intrat în această antologie. De fapt, eu aș vrut să fie mai subțiric, să fi scos ceva de aici. Colegii mei de la editură au spus că le includ pe toate și eu nu am avut caracter să zic scoateți neapărat ceva. Prin urmare, tot ce am scris eu, dacă îndrăznesc să zic că este poezie, este aici. Citesc în pat romanul lui Crăciun. Citesc în pat romanul lui Crăciun, acte originale, copii legalizate. Personajul intră în librărie să-și cumpere o carte, o cumpără, traversează, urcă repede scările și cade. Din roman, bineînțeles. Se ridică la putere, cu timp și cu spațiu, după care reintră în librărie să-și cumpere o carte, o cumpără, tot amintirile lui Creangă, iese, tot în ploaie, traversează iute piața, urcă din nou treptele, întoarce-te, îi strig. Acestea sunt alte trepte, de la Casa Culturii. De acolo urmează să-ți iei tu copiile. Confuzie. Clădirea primăriei noastre nu are prea multe trepte. Una, două, poate. Clădirea Consiliului Popular n-a existat și nu există la Ștefănești, un sat basarabean despre care nu se spune nimic în romanul lui Gheorghe Crăciun. Pe asta îl las, pentru că l-a prezentat Gheorghe Rezeanu. Verde Vâscos. În luna mai, dincolo de fereastră, aerul se descoamează, plopi singuratici, freamătălin, plopoaice, hermafrodite, cu ugere pline de laptele verdelui crud și poale zdrențuite rafale își smulg despletite chica, dând pe vânt clăbuci răsuciți în volane dantelate de puf. Aici, scama cuvintelor se învârte vâscoasă, se adună sul, se împrește în zare cu mici fărâme de papirus. Trăim într-o lume de hârtie, cu uși, ferestre de hârtie, tavan și dușumea. Se fac fâșic ideile noastre, singurătățile, angoasele, crispările, din care decojim manierat, aproape aristocratic, semințe poetice. Conștienți și jenați, nu reușim decât să mimăm navete faimoase, intrări și ieșiri din primăverele Evei în toamnele lui Adam. La ce emoție! Lup. Neamului meu de țărani. Unu, lut cu paie. Două perechi de cai, goniți de zor cu biciușca, bag o gireadă de paie într-o grămadă de lut stropită cu apă. Fărmântată din greu, călcătura acoperită cu paie, asemenea unei dospeli cu făină, se lasă pe noapte. Se odihnește lutul, se mlădiază paiele pentru claca de-a doua zi. 2. Lut cu pleavă. Căldură de iulie, dogoare, în câmpul de după uscătorii se trăiere grâul. Pe sub paiele adunate grămadă, găsim o viriță de pleavă, curată, uscată,
bună de uns cu lutul de-al doilea. 3. Lut cu balegă. Fățuim. Ungem cu lut cu balegă pereții din casa cea mare și podul, care drept și fără corzi, pare imens. Cărăuși de lighene cu lut, eu și sora privim de jos cum mama, urcată pe schele, unge. Ușor, de parcă ar întinde pe o bucată de pâine, unt în tură magiun. Unge, boldește, apoi iarăși unge, muind lopățica într-o căldare cu apă. Se frăsuiește cu doare capul și gâtul și mâinile din umerii cad. Bate bine ungherele, face cu atenție muchiile, la uși și ferestre, nu trage nimeni în tot satul deschisuri mai frumoase ca mama. Casa noastră e nouă, miroase bine avar proaspăt, subt voluptos de lutul, cu paie, cu pleavă, cu balegă. Un aer fierbinte. Memoria mea e o mireasă furată, ascunsă într-un august îndepărtat, de nimeni nici când recuperată. Cu degete de lumină, vibrații năuce, îmi suflă un aer fierbinte în urechi și aerul acela ajunge până în plămâni, păturindu-i pe diafragmă. Cu degete de lumină, vibrații năuce, mă înfășură pe umeri, pe brațe, pe omoplați, memoria mea e un cocon. Acolo, în lăuntru, exact printre vertebre, mi se preling unde lascive, năvalele ce-mi fură inima și mi-o ascund în călcâie, în degetul mic de la piciorul stâng. Fragile 5. Gladiolus hybridus. Flori roșii de Gladiolus hybridus, pictate cu rujul meu preferat 2-3-5 natural pe apa oglinzii din dormitor. În nuanțe și tonuri bej, zi și noapte a răsunat vocea catifilată a lui Andrea Bocelli, Ave Maria, Ave Maria, Maria, Maria. Era august, august în tot, în aer, în răsăritul soarelui pe la 5, august în privirile noastre. August de miri și mirese, de cafele aromate băute la cernăuți, de cupluri ținându-se de degetul mic, să nu se piardă cumva din prea multă iubire. Penultim. Corovatic. La amiază mi-a adus flori, o cană cu vară și corovatic. Le savurăm acum, citind pe o scară din bibliotecă. Și ultimul, care e și primul din această carte și sper să pot să-l citesc, e un text care sunt, cartea este înrămasă, așa au zis Gheorghe Rizeanu și Milan Galanchibon, cu câteva texte inedite, nepublicate, deci în altă parte. Moschihlimbar, lemn de santal. Nilul duce spre mare, spre mare, spre mare, spre mare, spre mediterană, moschihlimbar, lemn de santal. Furtun de nisip pe coame de val, poartă, poartă, poartă în vârtejuri, pe creste la vale, moschihlimbar, lemn de santal. Arome, mirosuri, miresme, împarfumări de ulei oriental, moschihlimbar, lemn de santal. Ești pe aproape, te simt, sângele îmi bate în tâmple, în nări, în timpane, moschihlimbar, lemn de santal. Memphis, Nefertiti, Tutankhamon, Matkara Hatshepsut, moschihlimbar, lemn de santal. Cheos, învechita lui piramidă, Cleo, Cleopatra, Marc Antoniu, Macedon, Cezar, Napoleon, moschihlimbar, lemn de santal. Singur Sfinxul, zările își contemplă, transcendental, moschihlimbar, lemn de santal. Mulțumesc, Maria. Maria n-are niciun poem de genul Țara mea, ca să-i fi marcat biografia într-atât încât să plece. Ba am, dar nu l-am citit. Da, dar încât n-ai auzit fraza până la casă, până la capăt, decât să fii numită ambasadoare undeva. Dar cred că iar am defectat în care cu Țara lui. Da. Până se repară... Da, se aude, mulțumesc. O să încerc să nu pun mâna pe microfon, pentru că atunci
Se pare că am o mână prea grea pentru vocea ta. Este flagelul care va suna... Microfonul sabotează pe Radu Vancu. Da, dar totuși e bine să se audă la microfon. În 2009, probabil, primeam 3 manuscrise ale unor pe atunci tineri poeți, Claudiu Comartin, Radu Vancu și Dan Coman. Se înscriau perfect în seria noastră Cartier Rotonda. Au fost niște texte, niște cărți care foarte repede au fost prezentate de critica literară, au intrat în tot felul de topuri, s-a scris foarte mult despre acea serie. Vorbeam azi la liceu ceva mai dimineață că după acele 3 cărți m-am pomenit pur și simplu bombardat de manuscrise din toate părțile, pentru că exista o mare deschidere în acei tineri care veneau la Cartier. Știam de poezia lui Claudiu Comartin, citisem volumul de debut, știam de Anul Cârtiței Galbene de Dan Coman, știam că a luat împreună cu Comartin ex aequo premiul pentru debut, opera prima, da, mi se pare, opera prima la Botoșan, premiul național de poezie. Surpriza a venit pentru mine cel puțin din partea lui Radu Vancu. Știam doar ceva, cred că de la lectura aceea din 2007, ai citit și tu, dacă mi-aduc bine aminte, niște poeme, dar una este să auzi niște poeme și să ai un volum foarte bine construit. Radu, mi s-a remarcat din prima dată ce având volumul gata pe masă și prin arhitectura volumului foarte riguroasă, prin tăietura foarte exactă a versurilor, m-am și prins la un moment dat că are și niște strofe exacte sextine care revin permanent aproape în toate poemele. Am apreciat foarte tare mesajul și tot viul din poezia dânsului, dar am apreciat și latura tehnică. Eu țin foarte tare la tot felul de scrituri, scrijelituri, cum vreți, și asta mi s-a părut și una dintre trăsăturile foarte puternice ale acelui volum. Între timp au trecut ceva ani, Radu Vancu a fost chemat sub armii, ca să zic așa. Una se fac o antologie dintr-un poet drag inimii sale și așa a apărut în colecția Cartier, în Cartier de colecție mai exact, deci antologia Alexandru Mușina, Regele Dimineții, poeme selectate de Radu Vancu, și tot așa a apărut antologia Cantusuri Domestice, antologie de Radu Vancu, selectat de Radu Vancu, redactat de subsemnatul, din care vă rog să citească, din toate cărțile care sunt antologate. Că se pare că faci urât dacă pui mâna. Bună ziua, mă bucur mult să fiu aici. Îi mulțumesc lui Emilian pentru cuvintele calde și superlativele așa excesive. Există o scrisoare celebră a lui Caragiale către Mihail Dragomirescu. Mihail Dragomirescu scrisese un fel de cronică excesiv de elogioasă despre Caragiale și Caragiale îl întreabă în scrisoare: Coane, zice, nu ți se pare că m-ai lăudat cam tare în cronica aia? Că mie nu mi se pare. Adică mai putea să zică niște superlative, nu m-aș fi supărat prea tare. Pentru că a pomenit Emil despre exercițiile tehnice, jocurile tehnice, o să încep citind măcar un poem sau poate două, trei din primul volum, din volumul meu de debut, care a apărut în 100 de exemplare la o editură dispărută între timp. Era dispărută și când a apărut cartea mea, de fapt. Așa că nu a circulat deloc, n-am citit niciodată în public din cartea respectivă. Acum, după 15 ani, poate că e momentul să citesc câteva poeme și n-aș fi făcut. Poate reapare editura între timp. Da, cine știe. Deci, practic, reluarea câtorva poeme din acel volum de debut în antologia asta de la Cartier e, de fapt, un fel de publicare pentru prima oară. Și o să citesc un poem așa pe forme istorice. Mircea Ivănescu îmi spunea atunci, știi ce, scriem 5 vilanele până data viitoare. Și scriam 5 vilanele, scriem sestine, scriem, și mă tot punea să scriu pe forme din astea. Și o să citesc o vilanelă naivă, dar mă rog, asta e. Întâia vilanelă de amor. Nu poți ști când lumina e într-adevăr lumină,
Ori numai moartea, dulce întunericului, când absența ta se face din ce în ce mai plină. Deși coboară în mine privirea cea satină a ochilor tăi verzi, întunecat arzând, nu poți ști când lumina e într-adevăr lumină. Goi, sânii tăi noptate ce în mână în suspină, și trupurile noastre se îngemânează blând, absența ta se face din ce în ce mai plină. Apoi, sânii noptate ce de suflet misianină și îl sfâșie, lumini țâșnesc din el cântând. Nu poți ști când lumina e într-adevăr lumină. Iei sfâșiatul suflet în mâna cristalină și îl sorbi ca pe un avur, din doi unul făcând, absența ta se face din ce în ce mai plină, pe pielea ta e noaptea, o spumă tot mai fină, sub ea sufletul meu lucește ca un gând. Nu poți ști când lumina e într-adevăr lumină, absența ta se face din ce în ce mai plină. Poem cu Cortázar, tot din Epistole pentru Camelia. Ce frig infect, picioarele înghețate sub trei pături, grădini de gheață pe geamuri. Povestea asta a lui Cortázar, loc numit Kindberg, e genial de sfâșietoare, așa aș vrea să pot scrie și eu, povestiri și poeme în care dacă intrăm ca într-o noapte, suntem pierduți. Luna iernoasă ar îngheța până și suprafețele cele mai de jos ale magmei sufletului nostru și clinchetul privirilor noastre întâlnindu-se ar eșua înghețoase bizarmonii. Lupi de versuri ar sfâșia iambii fundamentali ai sânilor tăi, flăcările albăstri din vârfurile genelor tale ar pulcui tot mai stins și ar muri. Cum poți uneori exista, în pofida trupului meu rânce de singurătate, fără să bănuiești modul meu hăcuitor de a tânji după tine? Cum? Cum? Sâmbătă, așadar diseară, mergem în virtual. Cele trei ore care mă despart de tine mă sugrumă cu trupurile lor șerpești. Secunde lupi, minute pantere, ore lei. Timp înghețat în carnea în care vara susură gesturile tale. Zilele astea nu știu ce am, nu pot intra în poeme decât ca într-o noapte. Mi-e dor de carnea ta, de pielea ta, de trupul tău petrecându-și vălul fin peste mine, învăluindu-mă adică, în așa fel ca prin ochiurile lui să văd odată cerul sau dracu știe ce, dar să văd poemul ăla fascinant de la capătul amorurilor noastre, oricare ar fi el. Cu șerpești și ucigătoare mișcări sonore, sună în sfârșit telefonul. Ce-ți spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Când se întâmplă ca mai mulți dintre voi să vă visați în același timp morții dragi, ne jucăm de-a cadavrele fermecătoare. Fiecare ia o bucățică din visul cu el și, întors aici, o lasă să plutească în sus până se lipește de cer, acolo unde bucățele din visele altora o așteaptă, până se face tot cerul un puzzle mare-mare cu tăieturi din visele voastre cu noi. Mii de cadavre fermecătoare și fericite se uită la cerul colaj de videoclipuri, cu noi vii și nevătămați, vorbindu-vă mângâietor. Atâta Chio și vaieri atunci, că Dumnezeu drăguțul se muncește din greu să ne potolească un pechinez domolind o armată de tigri. Iar de deasupra, noi zâmbim în continuare cald și privim plin de dragoste cadavrele noastre delicioase, hohotind în cutiile lor fără de întristare. Ești treaz de ceva vreme, cineva-ți vorbește mângâietor, cineva hohotește încetişor în viața ta fără de întristare. Ce spune unul dintre morții tăi cei mai dragi, cel mai iubit dintre morți, când te lasă inima să-l visezi? Când eram copil, vorbeam ca un copil. Când sunt mort, vorbesc ca un mort. Și după cum copilul îngână gângurind tot ce spuneți, tot astfel și noi îngânăm tot ce spuneți, doar că în lumea de apoi totul e pe dos. Tot ce spuneți voi, repede noi contrazicem, ca să se țină lumile în cumpănă. Și dacă voi vorbiți, cum se zice, despre morți numai de bine, atunci noi într-un glas ne repezim să spunem cu totul împotrivă despre vii numai de rău. Cu cât vorbiți despre noi, îndulciți de iubire și durere tot mai de bine, cu atât vă vorbim, otrăviți de iubire numai de rău. Când voi plângeți, noi hohotim. Cu atâta încrâncenare vă bălăcărim, până când lucrurile încep să se îndrepte și răul se face în jurul nostru o suburbie liniștită și înverzită, cu case potrivit de luminoase, cu perdeluțe potrivit de curate, cu mame potrivit de tinere și de frumoase, trimițându-și copiii potriviți la școală, cu tați cu vieți potrivite, în care sinuciderea nu se va inventa niciodată, o lume potrivită și luminoasă, ca izvorâtă din mintea unui ideolog dement. Cum ziceam, e semn că lucrurile s-au îndreptat. Fiți însă pregătiți, când vă vom vorbi noi de bine, vă veți ține inima în infern și veți dispera, căci iubirea noastră toate le îndură și nu ține cont de rău.
iubirea noastră e fără scăpare. Gâfâi, nu ca după vis, ci ca după amor și aproape că râzi. Așadar, mai devreme sau mai târziu, are să se întâmple. Cândva, morții noștri se vor ruga pentru noi. Vor fi oameni și vor împinge lumea mai departe. Azi e seară, construim o stație de poliție din Lego și ne uităm la Cars. Azi, lumea nu merită împinsă mai departe de atât. Azi n-am văzut soarele zbătându-se tetanizat pe cer, parcă nici n-a existat. Azi Dumnezeu n-a mai fost conceptul cu care ne măsurăm durerea, cum cântă John. Poate că o fi măsurat convulsiile și tortura soarelui, nu știu. Pentru noi a existat doar creșterea lentă a stației de poliție și niciun soare care să strice socotelile deasupra ei. Avem nevoie de un soare Lego, strălucind fără alternativă deasupra unui neant Lego. Tineri țărani Lego, dintr-o Galilee Lego, luând asupra lor toate păcatele și dejecțiile Lego. Avem nevoie de copii Lego care să cânte, la umbra crucii Lego șezum și plânsem. De un John Lennon Lego, cântând despre Dumnezei și concepte și dureri Lego. Abia atunci soarele se va zbate fericit în convulsii. Abia atunci lumea va merita împinsă mai departe. Azi e seară, construim o stație de poliție din Lego și ne uităm la Cars. Lăpticul se încălzește în cana albă de tablă. Nimic și nu-i vorbă mare. Chiar nimic nu ne poate împinge mai departe. Găsisem cu frate meu Iulie în spatele blocului o aricioaică cu pui. Să vedeți despre ce-i vorba. I-am luat în brațe, eram speriat, dar aricioaica și pui erau atât de speriați încât se vedea Dumnezeul aricilor plutind deasupra lor. I-am dus în uscătorie, la etajul 4, lângă ușa noastră. Iar când i-am pus în cutia de carton, cu plăpumioară groasă sub ei și cu iarbă pe plăpumioară, cu cănuțele noastre de ceai pline cu apă pentru ei, erau atât de speriați încât se vedea până și Sfântul Duh al aricilor învelindu-i ca o plăpumioară de lumină groasă, cu iarbă și cănuțe de tablă pe ea. Și eram și noi atât de speriați și fericiți încât inimile ne pluteau zvâcnind undeva în fața corpurilor, cum numai după ce i-am tăiat lațul de la gât lui tata și am crezut că mai respiră și Dumnezeu plutea ca o plăpumioară de respirație deasupra lui, am mai văzut. Am acoperit cutia de carton cu un placaj subțire, am închis geamul de la uscătorie ca să nu poată sări. Am închis ușa de la uscătorie cu cheia. Dimineața dispăruseră. Ușa închisă, geamul închis, placajul neatins. Nu m-am prea mirat, cum nu m-am prea mirat nici când a dispărut tata. Iar fratele meu, Iuli, în Kutna Hora, la 40 de kilometri de Praga, face tastaturi. Și nici asta nu mă miră prea tare. Nu mai tare decât plăpumioara de lumină care învelește orice gest, lăsându-l în rest neatins, neatins. Despre asta era, de fapt, vorba. 4 AM. Ora la care câteva miliarde de neuroni sunt la fel de singuri ca 7 miliarde de oameni. Și de neajutorat și de feroce. Nimic nu te pregătește să treci de ora asta. Și de fapt niciodată nu treci de ora asta. Cam atunci au venit toate poemele din cartea asta. E mereu 4 AM în ele. Nu vă lăsați păcăliți de fericirea lor dementă. Sunt neajutorate și singure și feroce. Și abia așteaptă să se autodistrugă. Ce naiba pe cine păcălesc eu aici? Sunt scrise pe la 4 AM, da? Dar sunt blânde și bune ca niște călugărițe cu Alzheimer. Și la fel de singure și de neajutorate. Rugându-se și uitând că s-au rugat și rugându-se iar până intră în comă. Pe cine păcălesc eu aici? Mulțumesc! Amintesc că Radu a citit din antologia Cantosuri domestice. Este prima în serie. Fiecare din aceste antologii are un număr de colecție, pentru că este o cartier de colecție. Atunci când am decis că antologia lui Radu va fi locomotiva acestei colecții, a venit, și asta Radu nu știe în mod cert, pentru că s-ar fi complexat dacă ar fi aflat-o, a venit replica lui Gheorghe, după ce s-a dus la tipat, a zis Gheorghe, zice, acum să încerce să nu devin un mare poet, după ce că, te puneam locomotiva colecției. Aș mai deschide o paranteză. Radu n-a precizat, deci a citit doar, a precizat că citește din prima carte, din epistola către Camelia, după care nu a zis că a citit câteva poeme extraordinar de puternice din Frânghia înflorită, o carte absolut excepțională pe care, deci, prezentând-o la Europa Liberă, am scos-o până la urmă în top 10, mi s-a părut una din cele mai puternice cărți din tot ce s-a publicat în acel an literar, nu mai țin minte ce an era. 2012, da.
deci o carte într-adevăr cutremurătoare și ultimele poeme pe care le-a citit sunt din patru cantuțuri domestice. A evitat să citească din cartea scoasă la cartier Monstru Fericit, pentru că între timp Radu Vancu tot mai tare începe să semene cu un monstru sacru al literilor române și atunci să trecem peste fericirea și să o primim așa cum este. Acum ar trebui să pun punct, dar nu vreau să rămân dator unui, sau nu vreau să-mi rămân dator cineva, și de două ori dator. Deci, în 2010 am încercat să-i facă să vină la Chișinău și a și venit, la un moment dat a venit Radu Vancu, a și imprimat o emisiune cu Gheorghe aici în librărie, a citit la bibliotecă. L-am invitat pe Claudiu Comartin și pe Dan Coman să facem lansarea respectivă, deci un timp în Berceni și Dicționarul Mara. În ultima clipă n-a putut veni Dan Coman și a trebuit să o fac eu pe Dan Coman la acest microfon să citesc un poem. Sigur că am citit cât de rău am putut eu să citesc ca să mă răzbun pe el pentru că n-a putut să vină. El nu s-a mulțumit să-mi rămână odată dator. Azi dimineață urma să plecăm la un liceu, am fost la liceu Spiru Haret, odată în plus vă mulțumesc pentru ospitalitate. Și iarăși, Dan Coman, deci mi-a rămas dator, nu a reușit să ajungă la timp. Dar vreau să zic că există așa un personaj și îl rog să treacă în față, dar îl vom pedepsi. Deci cum... Nu, te rog, dar nu le împinge pe altcineva. Nu lucrăm, deci Fernando Pessoa nu este despre tine, te rog să treci tu în față. Și dacă tot vei citi mână din proză, pentru că asta este recalificarea ta între timp, deci ai scos trei romane, te voi ruga să spui doar câteva cuvinte despre antologia despre care am discutat cu Lux de Amănunte la liceu, deci să se convingă lumea că tu existi cu adevărat. Și dacă tot am citit eu un poem foarte rău, l-am citit din Dan Coman, poate citești unul foarte bine din Fundoianu, te rog. Bună ziua! Aș fi venit cu mare dragă azi dimineață. Dacă n-ar fi fost următoarea întâmplare, care de fapt e foarte simplă, și anume, exact cum se întâmplă când nu trebuie, mi-am verificat agenda și în agenda scria foarte clar, joi, ora 11, întâlnire cu elevii la Chișinău. Am fost absolut convins că e joi. Mă rog, se pare că a fost astăzi. Da. Nu, e prima dată când am venit la, când ajung la Chișinău, mi-am dorit foarte mult. Și a râs întârziere, se cheamă. Da, o să plec cu 3 zile mai târziu decât trebuie. Îmi doream foarte mult să vin la Chișinău, în primul rând pentru că eu fiind un consumator consistent de Facebook, de fiecare dată vedeam poze de aici din librărie, de la evenimentele pe care le făceați și mi se făcea așa foarte poftă să ajung aici, în spațiul ăsta, care e foarte, foarte prielnic unor întâlniri de genul ăsta. E o mare bucurie să fiu aici. Ideea celor de la cartier mi se pare extraordinară. În România nu există așa ceva, o asemenea idee, o asemenea colecție. Poeți care să facă antologii din alți poeți într-o colecție de genul ăsta. I-au mai povestit, eram la un târg de carte, la Gaudeamus, la București, și la un moment dat mă sună Radu Vancu și îmi spune că tocmai a pus la cale, împreună cu Gheorghe și cu Emilian, au pus la cale această colecție. El și Claudiu au ales autorii. Pe mine nu m-au mai lăsat să aleg, ci mi-au impus un autor. Culmea e că mi s-a potrivit mănușă. E un autor la care eu țin foarte mult. Cărțile sunt superbe. Bănuiesc că le-ați văzut asta din colecția respectivă. Fundoianu, un poet absolut special. Un poet care trebuia să revină în prim plan. Nu știu dacă să citesc din Fundoianu. Mă rog, Samu, nu? Citești un text, Dan, ca să te auzim. Că de vorbit am auzit că știi să vorbești.
Nu plec nicăieri, îmi iau ochelarii doar. Până atunci poți să mai zici, Emilian, de ceva. Până își caută ochelarii, nu pot să nu povestesc cum a venit aici Robert Cerban și și-a uitat ochelarii, se pare, la Timișoara, nu? Sper că tu nu ți-ai uitat la Bistrița ochelarii. Și la un moment trebuie să citească și atunci am împrumutat ochelarii lui Gheorghe și adevărat că a citit poezii de Gheorghe Elizeanu, nu? Da, te rog. O secundă să găsesc un care să nu fie foarte lung. Mărior, vreau să ne zvârle aceeași furtună în genunchi. Femeie, viața poate să-mi sape în rărunchi, mă pot lovi și ploaia și vremea amândouă. De-l am stropit în mine sufletul tău de rouă. Ții trupul o grădină pe care o știu din timpi, plină în adânc cu cântec, plină în șold cu ghimbi, în care aș vrea să zgâri, să dorm sub piele râie, femeie risipită în noi ca o tămâie. Zadarnic ucizi carnea și fără preget dai visare din visarea cea fără măruntai. Zadarnic ești cetata cu porți de fier o mie, pe care aș vrea să o nărui în timp din temelie. Să trec cu arătura pe piatră ca un plug, ce duce în tine soare, semințe și belșug. Un poem din 1931. Benjamin Fundoian. Mulțumesc! Mulțumesc, Dan Coman, care există într-adevăr, după cum vedeți. Acum aveți cărțile pe masă, aveți autorii printre domniile voastre. Radu ți-a și pornit să dea un autograf, din câte îmi dau seama, deci este... Nu m-am imez. Ah, bine. Te rog să trecem în față și să nu mi-imez, pentru că bănuiesc că vei fi solicitat. La fel și Maria și Iulian Frântașu, deci, repet, găsiți cărțile în față. Ne revedem la 7:30 la centru. Cei care vor să participe la o dezbatere despre vârstele poeziei, avem poezi de toate vârstele și antologii foarte, foarte tinere. Bună seara!